Istoria arată că închinarea duminicală care înlocuiește șabatul este o tradiție a omului, în special Biserica Romană Timpurie. Acesta a fost un subiect cheie la Concilul de la Trento, desfășurat în nord-estul Italiei 1545-63. Reprezentantul papar, arhiepiscopul de Reggio, a redus la tăcere argumentele numai scripturale, între ghilimele, ale lui Martin Luther și ale reformatorilor protestanți, atunci când a afirmat corect: protestanții pretind că se bazează doar pe cuvântul scris. Ei mărturisesc că dețin scripturile singure ca standard al credinței. Ei justifică revolta prin pledoaria pe care biserica a apostat-o din cuvântul scris și urmează tradiția. Acum, afirmația protestantului că ei stau doar pe cuvântul scris nu este adevărat. Profesia lor de a ține singur scripturile ca standard al credinței este falsă. Dovadă, cuvântul scris impune în mod explicit respectarea celei de-a șaptea zi, zile ca șabat. Ei nu respectă dacă ar ține cu adevărat scripturile singure ca standard, ar respecta ziua a șaptea așa cum este prescrisă în scriptură de-a lungul timpului, dar nu numai că resping respectarea șabatului așa cum este impusă în cuvântul scris, dar au adoptat și practică respectarea sâmbetei și a duminicii, pentru care au doar tradiția bisericii catolice. În consecință, pretenția scripturii numai ca standard eșuează și doctrina, scriptura și tradiția ca esențiale sunt pe deplin stabilite, protestanții înșiși fiind judecători. Iahua însuși spune care este relația dintre neamurile care ajung la adevărata credință cu șabatul și toată Tora. Binecuvântat este omul care face acest lucru, omul care îl ține, care ține șabatul fără a-l profana și își păstrează mâna să nu facă vreun rău. Niciun străin care s-a legat de Iahua să nu spună: Iahua mă va exclude cu siguranță din poporul său. Și niciun eunuc să nu se plângă: eu sunt doar un copac uscat. Căci așa spune Iahua eunucilor care îmi păstrează șabatele, care aleg ceea ce îmi face plăcere și țin legământul meu, le voi da în templul și zidurile sale un memorial și un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu va fi tăiat. Și străinii care se leagă de Iahua ca să-l slujească, să iubească numele lui Iahua pentru a-i se închina și care păstrează șabatul fără să-l profaneze și care se țin de legământul meu, îi voi aduce pe muntele meu cel sfânt și le voi da bucurie în casa mea de rugăciune. Jertfele astea și jertfele lor vor fi acceptate pe altarul meu, căci casa mea va fi numită casă de rugăciune pentru toate neamurile. Chiar și cărțile creștine învață că contextul celor de mai sus este mileniul. Potrivit lui Isaia, ce neamuri primesc binecuvântările lui Iahua în templu sau său milenar? Cei care urmează Tora lui, cartea Apocalipsei, confirmă acest lucru. Apocalipsa 22 cu 14: fericiți cei ce împlinesc poruncile lui ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre prin porți în cetate. Exemplu numărul 2. Ce se întâmplă dacă un bărbat își iubește și are grijă de soția sa, dar uneori iese într-o aventură sexuală fără sens? Creștinismul, corect, spune că este adulter. Dar dacă acel bărbat spune cu toată sinceritatea că definiția sa a adulterului, care este să nu-ți iubești soția și să dai afecțiune alteia, el insistă de asemenea că nu este cazul lui, deoarece escapadele sale sunt acte fizice pure, fără nicio iubire sau chiar poftă și nu au niciun efect asupra iubirii sale pentru soția sa. Ca un alt exemplu, ce se întâmplă dacă un bărbat are o aventură și spune: o fac din dragoste, întrucât tot ceea ce contează este iubirea, trebuie doar să urmăm legea iubirii. Încă îmi iubesc soția. Sunt capabil să iubesc mai mult de o persoană. Cum arăți oricăruia dintre acești oameni care este definiția lui Iahua despre păcatul adulterului fără a se întoarce la Tora? Nu poți. Ceea ce ridică întrebarea: dacă nu puteți modifica definiția precisă a lui Iahua despre adulter, cum puteți modifica definiția sa exactă a șabatului?
Exemplu numărul 3. Creștinismul condamnă homosexualitatea. Acest păcat nu este menționat în cele 10 porunci, ci în altă parte a legii. Poate că atunci homosexualitatea este încă greșită pentru că Noul Testament o verifică? Dacă criteriul specific Noul Testament este criteriul pentru a determina ce părți ale legii urmăm, vă puteți căsători cu sora dumneavoastră? Creștinismul spune că asta ar fi păcat. Este menționat acest lucru în Noul Testament? Nu. Îl poți numi păcat fără să spui pentru că nu este în Tora? Nu. Acest lucru s-ar aplica și altor păcate, care nu sunt menționate în mod specific în Noul Testament. Tot mai târziu, cărțile care susțin homosexualitatea când discută despre condamnarea creștină folosesc acest argument împotriva creștinismului, afirmând că dacă nu mai suntem sub vechea lege, relațiile homosexuale, dacă sunt făcute în dragoste, nu sunt păcate. Poziția creștină împotriva Torei este cea care a dat un punct de sprijin acestui argument. Acest lucru a fost avertizat în cartea lui Iuda. Exemplu numărul 4. Cum rămâne cu toate interdicțiile serioase ale lui Iahua despre a nu amesteca tradițiile păgâne cu adevărata credință și închinare? Iahua nu numai că poruncește poporului său să nu se închine zeităților păgâne, ci le-a mai spus să nu importe niciuna dintre metodele de închinare pe care le-au folosit, cum ar fi ridicarea copacilor, condamnat și în Ieremia.